Bună ziua, stimații telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune sub genericul Vâlcea Fără Frontiere. Înainte de a anunța tema dezbaterii noastre, dar iată colegul meu din regie a și afișat-o pe micul ecran, o temă extrem de interesantă, încărcată de istorie și legendă, sentimente patriotice pentru această unitate muzicală care în urmă cu 50 de ani a luat ființă pe meleagurile vâlcene, în mod special aici la Râmnicu Vâlcea, în rândul copiilor, în rândul elevilor. Te prezint pe acești minunați copii care formează colectivul fanfarei de la Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea. Anul acesta, vă rog să rețineți, se împlinesc 50 de ani de când a luat ființă. Unde? La Casa Pionierilor după vremuri. Casa Pionierilor a fost înființată printre primele 6 unități structuri organizatorice din țară în 1953, că de-a lungul anilor a căpătat mai multe denumiri, asta e cu totul altceva. Astăzi, sub conducerea profesorului director Săiulescu, se împlinesc 50 de ani de când s-a înființat această fanfară și 25 de ani de când a căpătat numele marelui profesor de muzică, interpret deosebit de valoros, colegul nostru de cancelarie de la liceul pedagogic. Din păcate, acest profesor ne-a părăsit când muzica instrumentală românească, nu vorbesc numai de muzica din Vâlcea, mai avea nevoie de prezența și de sprijinul lui. Dar, stimații mei, iată, a fost preluată de un fost elev al lui, Andrei Constantin, care a ieșit și el la pensie, iar după pensie, un alt elev de-a lui Costică, Andrei, cel pe care îl prezint astăzi în fața mea, stimații telespectatori, este conducătorul actual, Gheorghe Alexandru Daniel, un tânăr profesor care a preluat de la profesorii pe care i-a avut de-a lungul anilor, a preluat acest meșteșug, acest har, această pasiune, această minunată profesie. Și o să vedeți ce a făcut cu acești copii de-a lungul ultimilor ani. Domnule profesor Gheorghe Alexandru Daniel, bine ați venit. Mă bucur că ați dat curs invitației noastre, invitației televiziunii Vâlcea 1, să fiți astăzi împreună cu acești minunați copii în platoul televiziunii, ca la acest aniversar, 50 de ani și 25 de ani, să ne minunați, ăsta e termenul, cu talentul, cu cântecele, cu repertoriul acestor minunați copii care vor duce mai departe tradiția muzicii de fanfară din Râmnicu Vâlcea. Încă o dată, bine ați venit! Mulțumim mult pentru invitație. Dorim și noi toate cele bune și o aniversare cât mai frumoasă celor care poartă numele Sfinților Mihail și Gabriel. Și noi purtăm numele maestrului Gabriel Haborski. Și este și ziua noastră astăzi și împlinim 25 de ani de la înființare, de la luarea numelui domnului Haborski. Mulțumesc și eu. Stimații telespectatori, vă rog să-mi permiteți să fac apelul, pentru că sunt acești copii minunați, nu numai apelul, dar să-i și prezentăm în fața dumneavoastră. Iată, la trompetă, Barbu George Nicolae, liceul de arte, clasa 9. Prezent, da? Prezent. Bravo, felicitări. Bușoi Eduard, absolvent al liceului de arte, la clarinet, Palatul Copiilor. Prezent. Bine ați venit. Cojocarul Denis Mihai, liceul de arte, clasa 10-a. Tobă mare. Prezent. O, ce tobă are. Foarte bine. Daragiu Andrei Vlăduț, liceul de arte, clasa 7-a. La clarinet. Prezent. Prezent. German Ovidiu George, școala numărul 10, clasa 8-a. Bas Frigor, e bine zis, da? Prezent. Ghigeanu Tudor George, liceu teologic, clasa 9, saxofon. Prezent, bravo. Părcălăboiul George, liceu de arte, clasa 5, clarinet. Prezent. Papuc Viorel, liceu de arte, clasa 6, clarinet. Prezent. Papuc Cezar
Petronius, liceu de arte, clasa a doua, mezinul formației, tamburină. Ia să văd tamburina. Eu, ce, e cât tine de mare. Bravo. Rogojină Mihai Constantin, școala Vledeș, clasa 8-a, saxofon. Prezent. Văduva David Marius, liceu de arte, clasa 8-a, clarinet. Prezent. Și ultimul, dar nu ultimul din generație, Zaharia Ovidiu, liceu de arte, clasa 8-a, clarinet. Prezent. Bravo. Tuturor, stimații telespectatori, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, să le urăm sănătate, fericire, iar celor care, în afară de cei care stați în fața televizorului, părinți sau iubitori de emisiuni muzicale, și la un asemenea eveniment, cred că stați în fața televizorului, în fața unei cești de cafea sau unui pahar de suc, sau de ce nu în fața unei sticle cu bere, să le urăm tinerilor copii mult succes la școală, să împletească în mod armonios cartea, instruirea școlară cu instruirea muzicală, pentru că numai așa se pot obține rezultate bune și foarte bune. Domnule profesor, aș vrea în câteva cuvinte să ne redați, să redați telespectatorilor noștri câteva repere din activitatea diurnă a acestor minunați copii. Noi, fanfara Gabriel Haborski de la Palatul Copiilor și Liceul de Arte, Victor Giulianu din Râmnicu-Vâlcea, avem și facem o activitate, o educație non-formală la Palatul Copiilor. În ultima perioadă am participat la diverse spectacole, dar și am participat și la Festivalul Fanfarelor de la Târgu Mureș, unde ne-am întors cu premiul 2. V-ați întors cu medaliile atârnate de gât și nu cu medaliile, alte medalii de care nu strălucesc băgate în buzunar. Felicitări, domnule profesor! Cum este, domnule profesor, să călcați pe urmele unor mari dascăli pe care i-ați avut? În primul rând, colegul meu de cancelarie de la liceu pedagogic în urmă cu 50-60 de ani, Haborski, Gabriel, și după aceea un fiind de-al meu, profesorul Constantin Andrei, profesorul dumneavoastră. Cum este? Purtați o încărcătură, o povară? Nu o povară, port o încărcătură pentru că vreau... Sau o responsabilitate, mai bine zis. O responsabilitate, da, o responsabilitate foarte mare și sunt foarte mândru că am preluat ștafeta și sper să mă ridic măcar la nivelul dirijorilor dinaintea mea. Da, pentru că o să dăm tonul, sau mai bine zis, o să dăm drumul acestor copii să prezinte în fața părinților, în fața telespectatorilor, tot ce au învățat ei de-a lungul anilor la aceste importante instrumente, pentru că să nu uite că Râmnicu-Vâlcea și nu numai Râmnicu-Vâlcea, aproape toate garnizoanele din țară unde funcționau regimente, unități militare, au avut de-a lungul anilor, inclusiv la Râmnicu-Vâlcea, formații de muzică de fanfară, să le dăm drumul ca să producă în fața telespectatorilor, în fața părinților, și vă dau dumneavoastră cuvântul ca să îi conduceți. Stimații mei, vă rog să stați în fața televizoarelor, pentru că nu aveți ce pierde, din contră, aveți numai ce, să aveți numai de câștigare.
profesor Bragg, dragi elevi, felicitări. Iată, stimații telespectatorii, a început acum atacul în forță și, cum spunea marele Dan Spătaru, colegul meu de facultate, trecea fanfara militară, condusă de un tambur major. Cum era pe vremuri, săracul n-a trăit prea mult timp, l-am pierdut, muzica ușoară românească a pierdut un mare interpret, dar voi, iată, îi călcați în urme și cred că veți face față solicitărilor din ce în ce mai profunde și mai intense pentru muzica românească, pentru muzica de fanfară. Domnule profesor, vă așteptăm în continuare. Thank you.
domnule profesor, felicitări, stimați copii, dragi telespectatori, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să ne dăm un moment de pauză, un moment de respiro. Domnule profesor, câte antrenamente, numim antrenamente, faceți pe săptămână cu acești minunați care formează această unitate, fanfara Palatului Copiilor? Pe lângă orele pe care le avem în studiu individual, putem spune că avem, noi fiind avansați, facem câte 2 ore pe săptămână plus o repetiție pe săptămână. Cu mici greșeli, cu mici emoții. Inerent, categoric, da. Mai ales, sunt emoții, mai ales la vârsta asta. Stimați telespectatori, poate ați observat și dumneavoastră, ori de câte ori auziți muzica de fanfară pe străzile Râmnicului, vă vine imediat să părăsiți biroul în care lucrați, în cadrul serviciului, sau apartamentul dumneavoastră, să luați soția de braț sau copiii și să ieșiți pe stradă, să-i aplaudați, să-i auziți, să-i vedeți pe acești valoroși copii care interpretează la aceste instrumente deloc ușoare, și la propriu, dar și la figurat, interpretează melodii foarte, foarte valoroase. Mi-aduc aminte, eram de vârsta lor, când la regimentul de jos, de la piciorul podului Oltului, funcționa o fanfară militară extrem de interesantă, pe terasă, vis-a-vis de Coana Mița, celebra cofetăreasă, unde avea o cofetărie cu prăjituri extraordinar de gustoase. Poate le fac poftă la copii, dar în orice caz, televiziunea noastră și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, împreună cu un părinte, n-au uitat ca să îi cinstească pe acești copii, să le mulțumească printr-o atenție, o prăjitură, un suc. Mi-aduc aminte, era clădirea în care funcționa Casa Armatei, unde în fiecare sâmbătă și duminica, bal, unde te duci? Bal la Casa Armatei, cânta muzica militară, formația care era înregimentată în cadrul unității militare, Regimentul 2 Bâlcea, cum se numea în acea perioadă. Domnule profesor, aș vrea ca dumneavoastră să-mi dați un copil, să dialoghez puțin cu el câteva minute în fața telespectatorilor, să-i pun câteva întrebări. Care ziceți dumneavoastră? Ca să nu zică telespectatorii că l-am numit noi, eu din... Fiecare clasă putem spune că are și un șef de clasă, da? Care mă mai ajută pe mine din când în când, ne mai ajutăm reciproc, da. Și care are grijă și de colegii lui. Denis Cojoca. Denis, ia vino aici lângă nene. El ne susține ritmul, el ne susține ca și reprezentant al... Te rog să te prezinți telespectatorilor noștri cu fața spre camere. Cum te numești, clasa și liceul? Bună, eu sunt Coșucar Denis Mihai, sunt de la Liceul de Arte Victor Giordano și sunt în clasa 10-a. Am înțeles. Ia spune, ce te-a determinat să îmbraci această disciplină muzicală? Puteai să te duci la o altă disciplină, să te duci la o altă secție cu un alt profil educativ sau să te duci la pictură, să te duci, eu știu, la literatură, ai ales tocmai muzica de fanfară. Păi, de mic copil, când am venit prima oară în clasa întâi la liceu de arte, am văzut cum făceau, când era domnul Andrei, un fanfară. Și am zis... Colegii mai mari. Da, colegii mai mari. Și te-a atras? Da, și m-a atras să fac și eu. Și de unde acest instrument? Păi... La noi, la Palatul Copiilor, mă. Da, poftiți. La noi, la Palatul Copiilor, copiii nu fac doar ce vedeți acum. Facem și orgă, facem și instrumente de suflat, facem și saxofon. Băiatul de la tobe știe și saxofon. Băiatul de la clarinet știe și trompetă. Deci, cum să zice, multilateral. Da. Facem în foarte așa fel să știm câte puțin din fiecare și instrument. Părinții au fost de acord, da? Da. Da, părinții te urmăresc, le-ai spus că ești la televizor. Te rog să le transmiți un salut
părinților, colegilor, profesorilor din, de la liceul respectiv, de aici, din platoul televiziunii. Vă salutăm așa cu respect. Tată, mamă, uite, sunt la televiziune. Ne susțineți și ne vedeți cu sticlă. Datorită părinților și a profesorilor și a elevilor, vă putem spune că am ajuns unde suntem astăzi. Da. E timid, indiferent de vârstă, e prima dată când apare în fața unei camere, în platou unei televiziuni, în fața unei camere și în direct cu dumneavoastră, așa că îl scuzați emoții inerente, dar sper și eu să mai trăiesc când o fi mare și va ajunge și va căpăta, va căpăta multă experiență să vin aici să-mi spună, domnule profesor, acum vă rog să dialogăm pentru că am curajul să vorbesc orice și indiferent cine sunteți, putem să purtăm o discuție, un dialog constructiv, benefic pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult și îți doresc tot binele din lume. Mulțumesc, da, asemenea. Sănătate. Domnule profesor, cred s-au odihnit cu copiii, putem să mai facem câteva... Vă mai cântăm așa de final. Câteva minute de final, da? Cam 10 minute, bine? Da. Bine, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Uite și ăsta micul, câți ani e? Câți ani ai? 8 ani? Este Mezinu Fanfare. Mezinu, da. Este cel mai mic și... În clasa a doua. Da. În clasa a doua. E desertul. Dar am auzit că înveți și foarte bine. Da. Da. E adevărat? Da. E cineva dintre voi care are așa șchiopătă la învățătură? Nu, nu cred. Toți sunt băieți și elevi foarte conștiincioși. Care îmbină în mod armonios pregătirea școlară, da, cu cea extra-școlară. Pregătirea muzicală. Pregătirea, da, artistică. Domnule profesor, bă, ascultăm în continuare să vedem copiii. Cred că și-au revenit. Nu mai sunt în poziție.
Prezenți aici în fața dumneavoastră, care sunt componenții ai acestei minunate formații de instrumentiști. Iată o formație extraordinară care de 50 de ani, din an în an, capătă cât mai multă experiență, un repertoriu extrem de bogat. Foarte mulți dintre ei au ajuns ingineri, profesori, doctori, avocați, dar n-au uitat muzica de fanfară. Printre noi avem un sărbătorit. Mihai, poți să vii aici? Viorel. Iată, estimații telespectatori, trebuie să-l aplaudăm și să-l felicităm. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 12 ani. Este în clasa 7-a la liceul de arte din Râmnicu Vâlcea, Victor Giuleanu, tot un vâlcean de-al nostru, care iată inspectoratul școlar de comun acord cu conducerea liceului i-au dat denumirea de Victor Giuleanu. Și să vă mai spun un secret, stimații mei, el este foarte modest, dar învață excepțional. Are numai note de 9 și 10 și, culmea, cântă la mai multe instrumente. Îmi pare rău că, dacă știam, îl atenționam din timp sau vorbeam cu părinții ca să aducă și instrumentele la care mai cântă. Cântă la pian, cântă la fluier, cântă la nai și la ce mai cânți? La chitară. La chitară, da. Foarte bine. Ia spune, după ce termini liceul, la ce facultate vrei să... Ce facultate vrei să urmezi? Ori la matematică, informatică, ori la medicină. Ia uite, stimații telespectatori, cine vrea să facă performanță într-un domeniu muzical, cum este această fanfară, domeniul fanfarei, iată, îmbină în mod armonios și pregătirea școlară și vrea să devină ori medic, ori profesor de informatică, matematică. Ce le dorești tu colegilor tăi la acest ceas aniversar? 50 de ani de la înființarea acestei structuri de fanfară din județul Vâlcea, de la Palatul Copiilor, și 25 de ani de când poartă numele marelui profesor Gabriel Haborski, care a înființat această structură muzicală. Le urez o muzică frumoasă care o să iasă din aceste instrumente numai prin practică și exersat și multă bucurie în sufletele. Da. Mulțumim foarte mult și să-ți dea Dumnezeu sănătate, inima ta cât și sufletul, cât și a celor dragi ție. La fel, această urare și colegilor să vă fie încărcate de mireasma tuturor florilor de pe acest pământ. Domnule profesor, în final am vrea o melodie, așa cum știți dumneavoastră să o interpretați, cu acești minunați discipolei dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Înainte de încheiere, da, mai avem un sărbătorit cu numele Mihai Cojocar. Mihai Cojocar. Cine e Mihai Cojocar? Eu sunt. Mihai Cojocar. Și, și cine mai este? Mihai Cojocaru și cu... Da. Dedicăm această ultimă melodie acestor sărbătoriți. Bine? Bine. Mult succes!
stimații telespectatori, iată, ne pare foarte rău că punem punct aici emisiunii. Vă rog să mă credeți ca moderator, ca realizator de emisiuni TV de foarte mulți ani, mă despart cu greu din acest cadru, de acești copii minunați, nu înainte de a le promite, și știți că mă țin de cuvânt, să-i mai invităm aici în platoul televiziunii. Când eram în spate, unde din afara câmpului de luat vederi din fața camerelor, am primit telefoane de felicitare din partea unor telespectatori care n-au dorit să-și prezintă numele și a zis: domnule profesor, felicitări pentru această idee de a duce în fața camerelor de luat vederi, de a veni în direct cu noi, cu vâlcenii, cu telespectatorii, de a duce minunatele melodii a acestor copii care, iată, interpretează la diferite instrumente deloc ușoare, interpretează melodii extrem de frumoase și atractive. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult. Vă rog să transmiteți în numele colectivului redacțional al televiziunii, al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, al Ziarului de Vâlcea, salutări conducerii Palatului Copiilor, salutări Liceului de Arte din Râmnicu Vâlcea, cu mulțumirile respective, iar lor le urăm viață lungă, spor la școală, la învățătură, așa cum am auzit că învățați foarte bine, să nu uitați cartea pe primul plan, împletire în mod armonios cu pregătirea muzicală. Iată, stimații telespectatori, un părinte a venit în platoul televiziunii și mă roagă ca și în numele lor și în numele colectivului redacțional al televiziunii să invităm acești minunați copii la un pahar de suc și la o prăjitură la una din cofetăriile din apropierea televiziunii Vâlcea 1. Rămâneți în continuare pe postul nostru de televiziune să aveți o după-amiază și o seară excelente în continuare. La revedere!